tuturor celor care sunteți astăzi prezenți aici și stakeholderilor, parteneri care au contribuit la realizarea acestui proiect ambițios. În cele ce urmează, voi da cuvântul distinșilor noștri invitați, cărora le mulțumim pentru dorința și disponibilitatea de a fi astăzi alături de noi. Ne uităm la bani investiți, 100% din resursele proprii, 15 milioane de euro, și mai facem un pas. Mai facem un pas către economia circulară, pe care o tot clamăm și o tot spunem în conferințe, dar mai e mult până începem să ajungem la un nivel de circularitate pe care ne l-am dorit. Pentru că datele arată, discutam cu domnul Damo și știam lucrul ăsta, că ne-am întâlnit de foarte multe ori, datele arată că economia circulară în România reprezintă 1,5%. Cam asta reciclăm și reintroducem în circuitul normal, când noi ar trebui să fim undeva la 20-25%. Așa cum spuneam mai devreme, grupul Green a fost alături de noi. Vreau să vă mai dau un exemplu. Am în telefon o fotografie din 2012, din postura de director la Agenția pentru Protecția Mediului, când inauguram stația Sigurec de pe Frăsinet. Iată, au trecut 12 ani, grupul Green a evoluat enorm împreună cu comunitatea buzoiană. Și vreau să-l asigur pe domnul ministru că da, vom deveni un pol al circularității în România, mergem pe acest drum, am fost primul oraș care a avut o strategie de tranziție către economia circulară din România, vom respecta în tocmai această strategie aprobată în Consiliul Local, iată devenită un act normativ, și vom încerca, poate până în 2030, să atingem acest țel de a deveni polul circularității din România. Putem să-i spunem economie circulară, dar cred că putem să-i spunem și Green Group. Ne-a plăcut să fim în linia întâi, ne-am asumat riscuri, dar iată că rezultatele au apărut. Economia circulară nu înseamnă altceva decât să rămânem la același consum, dar să scădem extracția, să scădem impactul nostru în natură, să nu mai găurim scoarța terestră, să nu mai lăsăm rând în urmă. Atât consumăm și atât am aruncat dacă nu am reciclat. Nu o să insist să vă spun cine este Green Group, cât de mare suntem. Aș vrea să le mulțumesc totuși urmare și a meciului de ieri, colegilor noștri din Slovacia, care sunt aici și vă rog aș ruga să le aplaudăm. Colegilor noștri din Lituania, pentru că se pare că nu ca ieri, împreună ne-am calificat direct în finală, direct din grupa aceasta de reciclare, suntem în finala europeană a circularității și Buzăul devine nu doar un centru al economiei circulare în România, dar fiind brand buzoian, 100% brand buzoian, astăzi el devine un brand care a fost exportat în Slovacia, Lituania și mai nou Letonia. Nu o să vă țin foarte mult cu discursuri, cu ce capacități avem. Avem într-adevăr peste 500.000 de tone pe care noi le tratăm și le ducem din nou în industrie, iar aici investiția de astăzi înseamnă o extindere, o scalare și dacă înainte noi făceam lucruri pentru că voiam să mai facem un pas, acum suntem împinși de piață și de consum. Cantitățile care se consumă în România cresc exponențial. Suntem atenți la deșeurile din ambalaje, dar deșeurile din electronice cresc de 2-3 ori mai repede decât ambalajele. Și sunt deșeuri periculoase și extrem de valoroase. Într-un laptop vom găsi toate elementele din tabelul Mendeleev. Atât de complexă este viața în care noi trăim și atât de atractivă este activitatea noastră. Vă mulțumesc pentru participare și sper să vă chemăm și la alte deschideri și la alte anunțuri în care economia circulară să fie înaintea noastră ca și model. Vă mulțumesc!
În 2022 am început construcția la această fabrică, unde ne aflăm astăzi, și astfel ne-am mărit capacitatea de producție cu 40% și investiția a totalizat 15 milioane de euro. O să vă ofer astăzi o cifră pe care nu am mai oferit-o. Din 2009 și până astăzi, am reciclat peste 400.000 de tone aici, la Busan și la Câmpia Rus. Nu am făcut calculul, am vrut să facem un calcul, să vedem câte turnuri refer sunt, de câte ori înconjurăm pământul cu frigiderele și așa mai departe, că de obicei oamenii rețin. Totuși, am hotărât că peste 400.000 este o cifră care ar trebui să rămână mintea noastră a tuturor.